Bucurel cu Alex și Sorin la Radio 3 Net Florian Pitiș. Astăzi ne-am trezit un pic cam greu. Trebuie să mergem să facem un pic de fotografie. Nu știu exact unde suntem, dar... Suntem într-un depozit undeva pe la Policolor, pe în spate. Mergem la Narcis Virgiliu la studio să vedem cum stă treaba. Uite, a venit și el cu mașina. Începem photoshooting cu domnul Narcis Virgiliu. Mamă, mamă, cu ce n-ai fată? Cu fondul de test. Așa, mă. Adevărat. Nu mai știință cu domnișoara? Nu, am uitat cum te cheamă. Cosmina. Cosmina? Bun, eu sunt Alex. Ia vezi dacă... Ia, hai, uite, pune-l acum în fața camerei să vedem dacă ne dă și el un premiu pentru ascultători, pentru... Ai auzit, mă? Da, 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 da. Cu ce m-a zis, Bărbia? Mai înalt ca să mai succes cu timp, vorbi tare. În Bucurel. Bucurel, Bucurel, frumușel. Nu e, mă, frumușel, ce? O să vedem dacă... Zic fetele care o să ne asculte, dacă arată bine sau asta, o să facem un, le dăm un premiu ceva mai bun. 300. Mai înalt, mă! Bun, ce te-ai întrebat? Băi, nebun! Mai înalt! Mai înalt! Mai înalt! Se zice că n-are expresie, uite că a început să... Presteze, om. S-a încălzit. Da. Nu la 15 noi o țoală, dintre asta plecăm la nuntă și... Cu bluga, cu bluga pe cap. Și te legi la aia. La, păi... la oglindă, du-te la oglindă. Ce față! Mă pregătesc. Nu râde de un înger. Nu râde de un înger. Vino la mine, tinere! Vino la mine, tinere. Stai mă și tu cu mine, că nu ți le prind așa, în care. Cântărim, facem adevărul sau minciuna, prostia sau kilogramul de cartof. Balanța va înclina pozitiv. Poți, cu greutate de aia ca de... Cine, Jebai? Nu, de aia ca de cântar. Să o pui în Photoshop? Da! Ai, of course, da. Ok. Și poți să o și ridic în Photoshop un pic. Oricum, cine e mâna? O să încline favorabil pentru îngeri. Așa găsim ceva. Sau... O să încline favorabil pentru demoni. Bucurel cu Alex și Sorin la Radio 3 Net Florian Pitiș.